vești bune pentru cei interesați de piața monedelor virtuale. Moneda Ripple se găsește de câteva zile în portofoliul celui mai important serviciu de exchange monede virtuale din România și poate fi deja cumpărată, vândută sau tranzacționată. Reprezentanții serviciului spun că au introdus această monedă după ce foarte mulți clienți le-au cerut acest lucru. Specialiștii susțin că prin intermediul Ripple, atât instituțiile financiare cât și persoanele fizice pot face tranzacții oriunde în lume mult mai ușor și mai repede decât prin intermediul sistemului bancar clasic. A fost în primul rând cea mai solicitată monedă de către clienți și face sens pentru că este a treia cea mai valoroasă din lume, capitalizarea ei bursierii undeva la 15,5 miliarde de euro. Pe lângă asta, Ripple are o comunitate foarte numeroasă și se efectuează multe tranzacții pe ea. Clienții de obicei când punem o monedă nouă încep și se informează despre ea cei care nu cunosc și apoi încep să tranzacționeze, dar am avut tranzacții numeroase pe ea. Sunteți curioși să vedeți cum se cumpără monede virtuale Ripple? Iată o demonstrație făcută chiar în biroul serviciului de exchange. Dacă vrem să cumpărăm Ripple cu banii pe care avem în contul de euro din Coinflux, alegem că vrem să cumpărăm Ripple cu euro din portofel. Alegem, de exemplu, să cumpărăm de 200 de euro și ne punem codul de securitate. Și am efectuat o cumpărare de Ripple. Cea mai tranzacționată monedă în serviciul de exchange manageriat de Vlad Nistor este Bitcoin și este urmată de Ether, iar la distanță vin Ether Classic și Litecoin. Serviciul de exchange are acum peste 18.000 de clienți și aceștia pot tranzacționa momentan 5 monede virtuale ce se regăsesc în portofoliu. Noi lucrăm în momentul de față la un portofel de monede digitale care să le permită clienților să-și păstreze în siguranță investiția. Este una din principalele probleme, să le spunem, în zona monedelor digitale, este cea de a securiza ce cumperi și ce deții. Deocamdată în România toate tranzacțiile cu monede virtuale sunt făcute în euro, întrucât Banca Națională a României nu încurajează tranzacționarea monedelor digitale.